Katedrale. Učele do turnu zvečnikom preparacu. Ovo je ovakva, tvoja pruta, evo. I turn. Ovo je ovakva, tvoja pruta, evo. Turn. Ziduri de apărare cu întărite cu turnuri. Deci o să intrăm în catedrală, pe peretele ăsta o să vedeți scris la Gothic. Când o să vizitați în stradă, ca să vă explic eu mai multe. Zvorul Fecioara Maria. Sunt deosebite, diferă unul de celălalt. Zvorul Fecioara Maria. Aici spune că e Fecioara Maria cu ungeri. Zvor, mă rog, fântâna. E o fântână. Fântâna Fecioara Maria cu ungeri. Ei consideră păcător din... Avem voie să facem plus înăuntru? Ba da. Pe peretele ăsta, acum intram în dreapta. Deci o să vedem fotografii, vedem în față ca să plecăm mai departe. Ne-am lungit foarte mult și avem mult de mers pe jos până la autocar. Și am să vă dau și o toaletă. Zvorul Fecioara cu ungerii. Thank you.
fost plantat acum 100 de ani și îi mai sunt cu zona asta de parcă, zona de plimbare și de la scara. Căști de promenadă. Și turnul unde se află temperatura și umiditatea. A fost tapea lui Strossmayer și acesta este bulevardul Strossmayer. Autocarul care a mers. Plecăm din Zagreb. Starčevićev dom. Hotel Esplanade. Pentru ziua de mâine, pentru ziua de mâine nu avem unde opri la masă, la prânz. Deci în opririle pe care le facem astăzi sau de seară în Belgrad, o să vă luați ceva care să vă amăgească ora de masă de prânz. Nu avem cum să ajungem, deci în Belgrad, unde veți putea, este un mic magazin lângă hotel, veți putea să vă luați ceva de acolo. Altfel de supermarket în zona nu-i crede. Dar veți vedea că acel sfert de oră care contează va însemna în unele zile posibilitatea de a pierde masa de seară din opatie. Haideți să nu ridicăm brațul. Noi am venit, suntem în vacanță. Bun. Eu am spus care sunt posibilitățile. Asta vă spunem și noi. Care sunt posibilitățile de excursii. Deci dacă trebuie să ne cumpărăm ceva, mergem la un supermarket lângă Belgrad, da? Așa, dacă nu ne putem opri la masă, ceea ce este inadmisibil, bine că putem să facem picnic. Ca să mâncăm ca oamenii, că totuși suntem în vacanță, n-am venit la serviciu. Dacă veneam la serviciu, nici nu comentam. Deci nu avem un program, dar e un program slavă. Nu-l transformăm într-o dar eu nu pot să inventez un loc în care să oprim. Nu, mai când inventim locul respectiv nu există. Nu, soluții există și trebuie să fiți de... deschisă la discuții ca să găsim soluții. Nu ne spuneți din start.
care se face în același vid ca Zagrebul. Numai că acolo se face la o oră când întunecă sau este întuneric. Deci în loc să ne oprim la o benzinărie, ne oprim la un supermarket care are și fast food-uri. Chestii de-astea lângă Belgrad sau lângă nu știu ce. Adică putem să găsim o modificare fără să creștem timpul. Asta vreau să spun. Și cred că nu ar fi de acord. Și să nu facem o chestie, o poziție de forță. Nu este vorba de poziție de forță. Și nu, diferența între mine și dumneavoastră este că eu știu traseul și știu că nu este posibil fizic așa ceva. Dumneavoastră diferența de... Sunteți în timpul unui program pe care trebuie să-l respectați și jos pălăria și este în vacanță. Și noi, deci este vorba de, la mine este vorba în primul rând de programul pentru care dumneavoastră ați plătit. Și eu am de atins niște obiective. Dacă pe mine mă interesează în primul rând programul. E o oprire